Pe parcursul acestor 2 ani de zile am depus, nu-mi place cuvântul efort, dar în cazul dat chiar un efort și sunt foarte recunoscător diplomației moldovenești, sprijinului pe care l-am avut din partea tuturor partenerilor occidentali în a internaționaliza la nivelul suficient situația care este vis-a-vis de acest conflict transnistrean. Noi am reușit acest lucru, mai mult decât atât, am reușit ca să ridicăm discuțiile la nivelul celor care iau decizii, nu la nivel de experți sau de cei care implementează anumite decizii. Implicarea cancelarului german, doamne Merkel, cunoașteți foarte bine acea declarație comună, Merkel-Medvedev, ulterior Sarkozy, Merkel-Medvedev. Aceste acțiuni ele pot fi privite ca ceva, cum să vă spun, fracționat sau... Nu este așa. Vreau să spun că toate aceste lucruri care s-au întâmplat pe parcursul timpului au avut un fir logic, cu obiectiv sau cu punct final pe care l-am urmărit. Eu cu Smirnov m-am întâlnit de 4 ori. Și vreau să vă spun că aceste întâlniri nu au fost deloc ușoare sau confortabile. Nu este ușor să mergi în propria ta țară, printre mașini blindate și așa mai departe. Eu am spus-o de la început, sunt gata să mă duc și pe lună, dacă e nevoie, dacă acest lucru contribuie la soluționarea conflictului și la reintegrarea țării, ceea ce înseamnă reintegrarea oamenilor. De 3 ori am fost în Transnistria, am contribuit și noi la toată această istorie a diplomației cu o nouă formulă, diplomația fotbalistică. Ceea ce s-a întâmplat în Germania este rezultatul unui efort colosal din partea partenerilor noștri europeni, americani, a Germaniei în special, care a găzduit și a prezidat această reuniune, care a fost de altfel inedită în felul său, deoarece pentru prima dată toți negociatorii pe toate domeniile de colaborare din Chișinău și din Tiraspol s-au întâlnit acolo și au comunicat. Pentru prima dată s-au întâlnit reprezentanții din domeniul educației, fiindcă avem probleme cu școlile care sunt cu predare în grafie latină în regiunea transnistreană. Iar discuția cu Smirnov a fost practic în cadrul formatului 5+2. Și mai mult decât a fost în acest cadru 5+2, a fost o discuție foarte plină. Scopul acestei întâlniri, scopul acestei discuții a fost sigur abordarea problemelor curente, probleme care vizează necesitățile de moment care trebuie să fie rezolvate, ce ține de necesitățile oamenilor. Aici ține și de interconectarea telefoniei fixe și de reluarea transportului pe cale ferată, a mărfurilor, situația școlilor, în primul rând, sigur, eliberarea lui Ilie Cazac. Deci toate aceste lucruri au fost discutate. Însă obiectivul principal a fost reluarea negocierilor oficiale în formatul 5+2. Și astăzi la Moscova avem acest rezultat pozitiv. A fost făcut anunțul că negocierile oficiale reîncep după o pauză foarte lungă. Din 2006 aceste negocieri nu au avut loc. Asta înseamnă că vine o perioadă foarte responsabilă pentru părți. Noi suntem pregătiți să facem față acestor negocieri. Agenda noastră este, dacă doriți, etapizată în timp, pe domenii, abordări argumentate pe toate aceste domenii și cred că este o nouă etapă net superioară față de ceea ce a fost până acum și este o victorie incontestabilă a tuturor participanților în acest proces complicat care a prefațat această începere a negocierilor oficiale.